Șeful cabinetului de miniștri, Natalia Gavriliță, a efectuat o vizită de lucru la Kiev. Prim-ministrul a avut o întrevedere cu omologul său ucrainean, Denis Șmigal, în cadrul căreia oficialii au ajuns la înțelegeri pe o serie de acorduri importante. Șefii guvernelor au discutat despre crizele existente și tema refugiaților ucraineni și au abordat problema regiunii transnistrene. Despre asta au anunțat premierii celor două țări în cadrul unei conferințe de presă comună. La întâlnire prim-ministrilor Moldovei și Ucrainei s-a discutat despre aprofundarea cooperării moldo-ucrainene în sectorul energetic și economic, continuitatea proiectelor comune în domeniul transporturilor și infrastructurii, dar și implementarea agendei europene în ambele țări. Oficialii de la Kiev și Chișinău au convenit de asemenea să susțină cooperarea și dialogul pe probleme de pace și o mai mare securitate în regiunea transnistreană. Cu toate acestea, niciunul dintre premieri nu a precizat ce fel de acțiuni pașnice vor fi întreprinse pentru îmbunătățirea securității în stânga Nistrului. Reamintim că Ucraina a declarat în mod repetat despre o posibilă invazie militară în regiunea transnistreană, iar pentru asta ar fi fost necesar doar acordul părții moldovenești. Pe de altă parte, autoritățile de la Chișinău au afirmat în repetate rânduri că diferendul transnistrean trebuie soluționat exclusiv pe cale pașnică. Am convenit să cooperăm pe probleme de apărare aeriană, să îmbunătățim controlul frontierelor și să sprijinim cooperarea și dialogul pe probleme de pace și securitate în regiunea transnistreană Moldovei. Vom continua eforturile de implementare a așa-numitelor pachete de acorduri și deja în prima jumătate a anului viitor intenționăm să purtăm discuții cu experți din domeniu. De asemenea, vom accelera cooperarea noastră în lupta împotriva corupției, contrabandei, crimei organizate și a altor activități ilegale, a declarat prim-ministrul Ucrainei. Oficialii au vorbit despre criza energetică care a lovit atât Ucraina cât și Republica Moldova. Infrastructura energetică a țării vecine este deteriorată și sunt necesare soluții rapide pentru asigurarea cu resurse energetice a populației din ambele state. De asemenea, șefii executivelor de la Chișinău și Kiev au subliniat necesitatea extinderii comerțului transfrontalier și continuarea proiectelor comune de conexiune a transportului. În acest context, oficialii au remarcat lansarea curentă a liniei de cale ferată Basarabeasca-Berezino și a rutei feroviare de pasageri Kiev-Chișinău. De asemenea, guvernele din cele două țări intenționează să semneze până la jumătatea anului 2023 un acord privind construirea unui pod rutier peste Nistru la granița comună și să intensifice formatul de dialog între unghiul Ucraina-Moldova-România. Credem că proiectele comune de infrastructură vor impulsiona comerțul bilateral și vor favoriza exportul produselor noastre către piețele UE. Astfel va fi creat un mecanism durabil pentru asigurarea securității alimentare atât în Republica Moldova și Ucraina, cât și la nivel regional, a declarat Natalia Gavriliță. De asemenea, Gavriliță a exprimat susținere poporului ucrainean, inclusiv cetățenilor refugiați în țara noastră și a reiterat suportul Republicii Moldova pentru integritatea teritorială la Ucrainei. Vom susține Ucraina și de acum încolo cu tot ce putem. Îmi exprim toată admirația pentru sacrificiul poporului ucrainean, care în ciuda acestor nenorociri își continuă lupta pentru libertate, luptând în egală măsură și pentru dreptul nostru de a face parte din lumea liberă, a declarat Natalia Gavriliță. Pe lângă Kiev, prim-ministrul a vizitat orașele Bucea și Irpin. Oficialul a scris pe Facebook că a văzut case arse și pustiite, școli, grădinițe și drumuri distruse. Anterior a vizitat Kievul și noul ministru al economiei, Dumitru Alaiba. Amintim că președintele Maia Sandu a efectuat o vizită de lucru în capitala Ucrainei la sfârșitul lunii iunie, iar președintele Parlamentului Igor Grosu în data de 4 mai.